Doamnelor, domnilor, am revenit, continuă partea a doua a emisiunii Portret de Candidat. Vă reamintesc, invitații mei din seara aceasta sunt doamna Daniela Onița Ivașcu, viceprimarul municipiului Sighetu Marmației și candidat PNL pentru primăria Sighet, și domnul Florin Puț, director adjunct de GSPC Maramureș, zona Sighetu Marmației, Poiele de Sub, Munteviseu de Sus, și candidat PNL pentru Consiliul Local Sighetu Marmației. Vorbeam despre abordarea protecției sociale și a categoriilor vulnerabili și mai ales schimbările pe care le propune PNL Sighet în acest program politic. Spuneam că sunt mai multe subpuncte, respectiv 6, două le-am dezbătut oarecum. Înainte de emisiune vorbeam despre importanța dezvoltării infrastructurii, tot ceea ce înseamnă partea aceasta de infrastructură material, socială, dotări. Exact, dotări, iar pe de altă parte vorbim și despre servicii. Înainte să te încep la servicii, vreau să vă mai întreb, doamna Ivașcu, cum vedeți o infrastructură de calitate, o infrastructură adaptată zilelor noastre pentru sistemul social, dincolo de, nu știu, inventarierea și reabilitarea locuințelor deja existente în Sighetu Marmației. Presupun că sunt și multe alte nevoi, multe alte clădiri sau, nu știu, altă infrastructură care trebuie construită de la zero. Pe model de bună practică administrativă, colegul nostru, domnul Florin Puț, tocmai a oferit un exemplu clar. În 2 ani de zile, cu o investiție serioasă, poți să realizezi lucruri. Adică identifici problema, nevoia care există, ai oameni specialiști care știu cum trebuie să funcționeze lucrurile, pentru că cunosc lucrând în sistem, și atunci ai echipa și reușești fie să accesezi linia de finanțare, fie în funcție de investiție să bugetezi din Consiliul Local. Nu mi se pare complicat. Tocmai de aceea am ales ca în echipa de consilieri, în echipa cu care am propus acești pași, practic, pentru dezvoltarea Sighetului, că așa se și cheamă proiectul nostru, Pași pentru dezvoltarea Sighetului, să fie oameni care au realizat lucruri și au avut ca și parteneri administrații publice, în acest caz o administrație publică județeană, care, în primul rând, ca pe un edil sau un președinte al Consiliului Județean, în primul rând trebuie să înțeleagă nevoia, în al doilea rând să aibă o echipă cu care să lucreze, în al treilea rând un specialist cu care să pună în practică. Și atunci n-au cum să nu iasă lucrurile. Altfel, dacă nu toate lucrurile nu le putem cunoaște, că nu avem cum. Tocmai de aceea și nici eu n-ai cum să le cunoști. Ar fi imposibil de cerut așa ceva, dar tocmai sigur, de aceea trebuie să te înconjuri în echipă de oameni care au confirmat, știu, cunosc, au capacitatea să facă aceste lucruri și evident că au nevoie de sprijin financiar, pentru că nu poți să dezvolți o infrastructură fără să o bugetezi. Și atunci fie pe o linie de finanțare, exact cum s-a întâmplat în cazul acestor locuințe maxim protejate, fie unde sunt, sigur, chestiuni mai micuțe, bugetate din bugetul local pe care îl avem. De aceea vă spun că la noi, sau modul în care în acești 3 ani jumate către 4 s-au dezvoltat serviciile și adresabilitatea, fie materială, fie dotările materiale, fie efectiv pe infrastructura de personal sau de servicii a DGASPC Maramureș, poate să fie un model pentru noi vis-a-vis de Direcția de Asistență Socială, care în acești 3 ani jumătate, dimpotrivă, nu că a progresat, este mai rău decât în 2020. Și chiar vă invit să mergeți până la Direcția de Asistență Socială sau și ceilalți care ceilalți competitori, dacă vor să vină cu lucruri realiste, și să aibă o discuție cu acei oameni, să vadă care este încărcătura acolo de muncă, cum se lucrează, ce eforturi se fac, în așa fel încât problemele să fie rezolvate. Și nu că oamenii aceia nu au solicitat, nu că nu au venit cu propune, dar din nefericire au bătut la uși închise. Despre asta discutăm. Deci sunt chestiuni majore care ne place sau nu ne place, problematica socială, chiar dacă este deranjantă pentru unii sau alții, este o problemă care trebuie asumată de orice edil local. Trebuie să-ți asumi lucrurile astea.
Sigur că dacă orașul este foarte dezvoltat economic, dacă creezi niște facilități fiscale, bugetare pentru oameni de afaceri, nu știu, ai mai multe locuri de muncă, ai adus tinerii, le-ai creat locuri de muncă, le-ai creat condiții și orașul e prosper economic, atunci normal componenta socială va fi diminuată. Dar în momentul de față, la noi nu e valabil acest lucru. Categoric, o să vorbim și despre acest lucru, însă aș vrea să continui cu aceste subpuncte, practic propunerile voastre din programul politic, pentru că vorbeam mai întâi despre infrastructură, propun acum să vorbim și despre servicii și văd aici că propuneți la punctul 3 înființarea unor servicii medicale adresate persoanelor vârstnice cu boli incurabile, copii cu nevoi speciale, persoane victime ale violenței în familie. Da, eu cred că acesta este un lucru important și aici expertiza colegului nostru ne poate fi de mare folos. Centrul de recuperare pentru copii cu handicap SIGHET, care funcționează din anul 2013, a fost deschis pe baza unui parteneriat public-privat. La fel cum și în SIGHET-ul Marmației avem foarte multe ONG-uri. Ne-am văzut când a început criza refugiaților, care pot fi activate și ajutate să contribuie la partea de asistență socială. Există cadrul legal, există parteneriatul public-privat, trebuie făcute lucrurile. Trebuie invitați la o masă rotundă toți actorii de pe piața socială, că sunt ONG-uri, că sunt instituții publice și se poate face o strategie și lucruri foarte bune. Când am lucrat pe partea de Centrul Altera, am avut o întâlnire cu ONG-urile din Baia Mare, care activează în domeniul protecției copilului și pot să zic că am avut niște rezultate fantastice. Toți au fost nerăbdător să ajute, să pună mână de la mână ca să ajute la dezvoltarea și la oferi servicii sociale cât mai bune acelor copii cu dizabilități. La fel, Centrul de Recuperare pentru Copii cu Handicap Psihic este un centru, este un serviciu social care a câștigat o diplomă de bune practici la nivel național. Deci avem expertiză suficientă pentru a ajuta pe partea asta de copii cu dizabilități. La fel, pe partea de persoane adulte cu dizabilități, suntem în proces de restructurare aproape terminat. Să nu uităm că județul Maramureș a fost primul județ din țară care a închis toate serviciile rezidențiale pe copii. Tot cu sprijinul unei fundații, vorbim de HHC România. Deci de aceea spun că direcția de asistență socială a SIGHET trebuie să găsească soluții și să parteneriate și în societatea civilă, în special acele ONG-uri care activează. Deși l-aș completa puțin pe colegul meu la Direcția de Asistență Socială, am observat parteneriate funcționale cu ONG-urile, că avem destul de multe ONG-uri care s-au implicat și în perioada COVID-ului, după cum știți, foarte mult au fost parteneri ai Direcției de Asistență Socială, însă acest parteneriat nu este suficient într-o instituție subordonată primăriei, adică Direcție de Asistență Socială și ONG-uri, ei trebuie să aibă un partener real și nu doar la nivel declarativ, efectiv primăria, reprezentată asta de primar și de consiliul local. Cum vedeți o colaborare activă între aceste ONG-uri către care vă arătați deschiderea și administrația ONG-urile locală? Pot să vină cu o parte, odată vin cu muncă, cu implicare, cu voluntariat. În al doilea rând, ONG-urile, asociațiile mari, după cum știți, pot să vină și cu o resursă financiară substanțială, că vorbim la un moment dat de... Și mai mult decât atâta, poate să acrediteze acel... și să ofere servicii sociale acreditate în condițiile legii, pentru că, de exemplu, dacă vorbim de protecția persoanelor vârstnice, există un standard de cost și ei pot accesa aceste servicii. Deci nu neapărat serviciile sociale trebuie oferite de o instituție publică. Serviciile sociale, ca viitor, trebuie mers și pe parteneriate și, efectiv, servicii sociale private, care sunt acreditate în condițiile legii și care pot oferi servicii sociale de calitate. Așa este, și atunci este foarte simplu a se sta la masa discuției cu, de exemplu, în cazul instituției subordonate, primărie și consiliul local, da? A se sta de vorbă, practic, sunt trei, cum să zic, reprezentanți sau trei parteneri, ca să zic așa, care pot să stea la o masă de discuție pe o direcție concretă, da? Direcția de Asistență Socială, primăria reprezentată prin primar și consiliul local și asociațiile, ONG-urile, fundațiile, și eu nu cred că nu se poate ajunge la un, cum să spun eu, efectiv
la a pune în practică ceva care să devină realizabil. ONG-urile au demonstrat, chiar au demonstrat atât asta în perioada COVID-ului, pandemiei, cât și în perioada conflictului, izbucnirii conflictului cu Ucraina, unde s-au mobilizat și s-a văzut implicarea lor în societate. Vorbea colegul meu special de copii cu probleme, dar să nu uităm și de cei vârstnici. De cei vârstnici s-a tot discutat, am văzut în 2020, a fost mult mediatizat și discutat deschiderea în cadrul spitalului unei secții de îngrijiri paliative, a rămas la nivelul de discuție, probabil că și în 2020 va fi reluat subiectul. Știți cum? E foarte simplu să cauți vinovați în dreapta sau în stânga. Eu sau noi, PNL-ul, dacă am venit cu o ofertă politică, vreau să fiți convinși și sighetenii să fie convinși că este realizabilă. Noi nu am venit să scriem aici puncte pe care nu le putem face. Niciodată nu am mers pe ideea să promit oamenilor mai mult decât pot să fac. Ceea ce am putut să fac și m-am angajat să fac, atât am putut să fac. Da, mi-au fost limitate atribuțiile prin PIX, prin PIX-ul primarului. Și atribuțiile mele au fost legate de ofițer de stare civilă și inventarul domeniului public. Cele pe salubrizare, după ce mi-am făcut treaba 11 luni, mi-au fost retrase. De aceea n-am promis niciodată și nici nu voi promite, pentru că înțeleg dezamăgirea omului. Peste 4 ani de zile poate să vină cu ceea ce dumneavoastră aveți în față și să-mi spună că am mințit. Eu nu mint oamenii. Vreau să luați și dumneavoastră și chiar recomand sighetenilor să iei oferta electorală din 2020 a principalului nostru competitor, a PSD-ului, și să vadă câte s-au realizat de acolo. Deci este foarte important și important pentru sigheteni care în mare masă sunt extrem de dezamăgiți. Eu am văzut, sunt dezamăgiți și mulți nu mai au încredere. Nu mai au încredere că se întâmplă ceva în orașul ăsta. După 4 ani de administrație PSD, încă 4 ani de administrație PSD în care lucrurile au luat-o clar, dacă mergeți și întrebați pe stradă, nimeni nu o să zică că e bine. Deci eu mă enervez când dau cu mașina în gropi. Eu mă enervez când stau în trafic și stau 15-20 ore într-un trafic sufocat. Eu mă enervez că stau și mă duc, efectiv, mă gândesc să nu mă scrintez glezna când merg pe trotoare, care nu mai sunt trotoare, sau mă uit sus să nu-mi pice vreo cărămidă în cap. Și atunci, inclusiv, eu ca viceprimar am sentimentul neputinței că n-am putut să fac din cauza lipsei deciziei. Că nu am avut o decizie să pot să întreb lucrurile. Și tocmai asta îmi doresc, să am decizie să arăt oamenilor că noi, prin echipa pe care o propunem, putem să schimbăm aceste lucruri în Sighet. Multe din ele nu țin altceva decât de hotărâre, determinare, coerență, un plan asumat, termene clare. În cât timp putem să facem lucrul ăsta? În 3 luni, de exemplu. Într-un an. Așa mergi, spui omului. Dom'le, eu în 3 luni de zile pot să fac asta. Într-un an de zile pot să fac asta. Dar dacă mi le asum, gândesc foarte bine împreună cu echipa mea că pot să le fac și nu mint oamenii. Pentru că oamenii s-au săturat de minciuni. Așa este, oamenii vor soluții concrete și dacă se poate și pe termen scurt, pentru că pe termen scurt, gândiți-vă, da. Sărim puțin din subiect și vă dau un exemplu pe termen scurt. Păi niște locuri de joacă în cartiere nici măcar nu au putut fi întreținute. Oare chiar așa de mulți bani sunt necesari din bugetul local să punem un tobogan, o hintă, un pic de tartan? Bun, n-am putut să le punem, dar n-am putut să le întreținem nici măcar pe cele care au fost făcute în urmă cu 8 ani de zile. Nu e normal. Chiar legat de acest subiect. Avem peste 6.000 de copii în orașul ăsta care n-au unde să iasă într-un cartier, dacă vă uitați. Copii și vârstnici, pentru că vorbeați mai devreme despre vârstnici. Secția de îngrijiri paliative, și, da. Despre îngrijirile paliative. Dar până la îngrijiri paliative, vârstnici au nevoie și de spații de recreere. Exact. Și aici intervine cumva partea de regenerare urbană, niște spații adecvate sau locuri în care vârstnicii să aibă diferite activități de zi. Aici ne poate spune domnul Puț mai exact de ce au nevoie vârstnicii, de exemplu. Până din partea DGASPC-ului, să vă spun demersul concret pe care l-am făcut. Noi l-am mai anunțat, cred că și la dumneavoastră, tot cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, și am făcut un parteneriat cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și am reușit să le punem la dispoziție un spațiu care este în administrarea Consiliului Județean Maramureș, unde asociația oarecum și-a asumat că vor face o investiție de... este practic vorba de a revigora oarecum acel spațiu și a-l igieniza
și să funcționeze acolo un spațiu de recreere, un spațiu în care să-și petreacă timpul liber. Eu știu, sunt activități care am văzut doamnele mai în vârstă le fac, roșetat, goblen. Și sunt extrem de importante. Vârstnicii și tineri, mai ales în perioada aceasta când există atâtea tentații, provocări. Și copiii concret, și tineri au nevoie de asta. Și concret activități. Acest lucru a fost realizat, spațiul a fost pus la dispoziție. Probabil că în scurt timp cei de la CARP vor începe o investiție acolo de igienizare, în așa fel încât spațiul să poată fi folosit în acest scop. Iată un exemplu, n-a fost ceva foarte complicat, dacă stăm și ne gândim bine. Da, pentru că vorbim despre soluții pe termen scurt, aș propune dar să vă poate spune da? Colegul meu și alte oferte. Eu v-am spus ceea ce am reușit eu în baza unor discuții la Consiliul Județean și am avut sprijin. De fiecare dată când am solicitat Consiliul Județean sprijin, am avut sprijin în ceea ce am gândit sau într-un proiect pe care l-am gândit. La subpunctul 4 se află adăpostul de urgență pentru persoanele fără adăpost, despre care ați vorbit mai devreme. Este inadmisibil să nu avem. Suntem totuși oraș. Deci nu putem să lăsăm oamenii, v-am spus, să stea să meargă să-și pună pătură între legume și zarzavaturi în piața agroalimentară. Probabil că ați văzut și dumneavoastră. Da, sau în preajma supermarketuri. Sau în preajma supermarketuri. Sau pe mulți vedeam chiar pe băncile din fața spitalului, în noptă. Da, și acolo este un loc extrem de... În așa zisele stații de autobuz, că doar avem autobuze, dar stații de autobuz nu avem. Nici cu program afișat, nici ca să ne putem adăposti de ploaie. Și am solicitat, atunci când am solicitat și introducerea vinerii, programului Vinerea Verde, ca să se circule vinerea gratuit, spus că ar trebui și aceste stații de autobuz. N-am spus neapărat să fie făcute ultra-mega moderne, cum avem la Cluj, dar să fie măcar civilizate și curate și să ai un program. Nimeni nu știe când se circulă și cum se circulă. Ne informăm așa, dintr-o într-altul. Deci e destul de complicat. Deci dacă tot am avut autobuzele astea electrice, un proiect care a durat vreo 7 ani de zile, nici nu mai știu cât, că e de pe vremea vechii administrații, tot a fost, a trecut prin diverse etape și proceduri, mă, nu cred că e atât de greu să facem și stațiile de autobuz. Nu cred că e investiția atât de mare. Deci chiar v-aș ruga frumos să mergeți până pe Valea Cufundoasă și înainte de a ajunge pe Valea Cufundoasă, o să vedeți acolo că avem o stație de autobuz în care efectiv semnul de stație de autobuz este pus într-o creangă de copac. Este rușinos. Absolut rușinos și am semnat la lucrul ăsta. Absolut. Și iată că ajungem la accesibilitate cumva și văd că ați punctat și acest lucru, dotarea tuturor instituțiilor publice cu rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Poate ne spune domnul Puț cât de mare este această nevoie în Sighetul Marmației și nu numai. O să vă spun din exemplu personal dat de un părinte care are un copil cu dizabilități care are nevoie de scaun cu rotile. Și spune așa, mă duc la Sighet, nu este din localitate, zice vreau să parchez microbuzul în parcările din supermarketuri adresate persoanelor cu dizabilități și nu am loc. Cum arată trotuarele? Deci cu căruciorul, să fii imobilizat într-un cărucior cu rotile și să te deplasezi în Sighet, ai o mare problemă. O adevărată aventură. Același lucru și pentru copii. Nu este normal. Nu poți coborâ niște borduri la nivel ca să poți să treacă. Același probleme au și mamele cu cărucioare, cu copii. Da, așa este. Deci nu este. Toate instituțiile, este lege care spune toate instituțiile trebuie să aibă rampe și facilități adaptate cu nevoilor persoanelor cu dizabilități. Din nefericite, numai la nivel de județ Maramureș avem peste 3.000 de copii încadrați în grad de handicap. Deci, sunt parte a societății noastre. Trebuie să avem grijă de ei. Pentru că au dreptul, mai mult decât au dreptul. Au drepturi și trebuie să ne conformăm. Și să le respectăm aceste drepturi. Până la urmă locuiesc cu noi aici în oraș. Eu am avut numeroase discuții vis-a-vis de acest punct. Aici ajungem cumva iarăși la infrastructură, pentru că despre infrastructură vorbim. Cu o doamnă care ne reprezintă, nu dau nume acum la noastră în emisiune, ne reprezintă cu succes pe diverse podiumuri și are o problemă de acest gen și îmi spunea că pe podiumuri în ceea ce privește la prezentările de modă este o doamnă care chiar dacă are o problemă de asemenea gen și este în cărucior, este foarte implicată în
și în activități da, de și caritate. Și a semnalat public de foarte multe ori. Și de foarte multe ori a semnalat public că există această problemă și a încercat să fie o voce a acestor persoane, însă din nefericire nimeni nu a luat în serios acest demers al doamnei și pe deplin justificat. De aceea, în urma discuțiilor și eu personal și nu doar cu domnul, cu colegul meu, cu Florin Puț, ci și în urma discuțiilor cu doamna, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, este necesar acest lucru. Da, deci trebuie adaptat orașul, infrastructura lui, nevoilor persoanelor cu dizabilități. Și aici este dublu, nu doar persoane cu dizabilități, pentru că vorbim de o plajă mai largă. Absolut. Așa cum spune, copii, bebelușii, bebelușii în cărucioare, noi născuții. Este o adevărată aventură cu căruciorul, inclusiv pe părțile centrale ale orașului. Bine, dar înseamnă o reabilitare integrală, practic, pentru că absolut, nu poți să adaptezi pe lângă trotuarele. Noi am extins puțin subiectul și am discutat, da, evident, este mai mult. Inclusiv la nivelul primăriei nu aveți o rampă adaptată. Da. Care spune că trebuie să ai un unghi de maxim 15%. Cum urci cu căruciorul pe rampa așa? Da. Aveți o statistică la nivelul municipiului Sighetul Marmației câte instituții sunt dotate din acest punct de vedere? Nu. Așa ca să ne facem nu, o idee. Dar nu e greu de verificat. Doar trebuie să ne aruncăm o privire și să ne gândim că există și persoane cu dizabilități care au nevoie de aceste rampe. Așa este și care efectiv singure nu pot să absolut se descurce. Să nu mai vorbim de transport în comun, unde nu au acces, nu pot urca, da? Că n-au cum. Și ajungem la ultimul punct, servicii de intervenție pentru familii și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul vieții, cum ar fi pierderea locului de muncă, victime ale unor dezastre, prim ajutor de urgență, tranziție de la un centru de ocrutire spre viața independentă. Ajungem iarăși la aici. Servicii. Iarăși este un parteneriat care îl putem dezvolta atât cu Direcția de Asistență Socială, că teoretic noi ca și municipiu spre instituția subordonată trebuie să mergem în primul rând, dar nu excludem un parteneriat cu DGASPC Maramureș pentru că au adresabilitate pe acest segment și absolut necesar, exact cum spunea, trebuie să avem o foarte bună colaborare. Și o expertiză a nevoilor sociale a comunității. Și o contribuție financiară până la urmă. Absolut. Evident, care am spus care sunt actorii care pot să fie implicați. Și eu cred că atâta vreme cât avem oameni specialiști pe domeniul pe care discutăm astăzi și am spus că am să vin cu colegii mei punctual pe fiecare subiect pentru a arăta sighetenilor că am alături de mine o echipă care într-adevăr are expertiză în problematica pe care o propunem, pentru că v-am spus, nu vreau să promitem lucruri care nu pot fi realizate, ci lucruri realizabile, ori aceste lucruri nu poți să le faci decât cu oameni care sunt au expertiză în domeniul respectiv, care au demonstrat că pot exact să facă nevoile, niște lucruri. Așa este, mai avem doar două minute din păcate la dispoziție. Domnule Puț, pe scurt, am vorbit despre dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor destinate persoanelor care se află în risc de sărăcie sau, mă rog, în diferite dificultăți. Însă, cred că trebuie să ținem cont și de proiecte care duc la reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială. La ce vă gândiți în acest sens aici? Pe scurt, vă rog. În primul rând, ca să reduci riscul de sărăcie și excluziune socială, trebuie să ai locuri de muncă, trebuie să ai o dezvoltare economică a comunității în care trăim. O dezvoltare pe care liberalii pot să facă și o fac. Au demonstrat în toate comunitățile conduse de prima, să nu acel celebru Clujul, Oradea, administrații liberale care Blajul, au dezvoltat Blajul. Ca să spunem un orășel mai mic ca Sighetul. Și atunci, clar, dezvoltând orașul, aduci locuri de muncă noi, mai bine plătite și atunci, clar, că și prin aceste măsuri poți scădea nivelul de excluziune socială. Pe de altă parte, cu o diagnoză clară a nevoilor sociale la nivel de comunitate, dezvolți acele servicii acolo unde trebuie țintit. Efectiv. Da, există cazuri țintite unde ajuți prin beneficii sociale, prin centre de zi, prin centre rezidențiale dacă e nevoie pentru persoane vârstnice. Dar pentru asta ai nevoie de finanțare, ai nevoie de o dezvoltare economică a celor comunități. Doar un minut mai avem la dispoziție, doamna Ivașcu. Am vorbit despre cele 6 subpuncte. Credeți că pot fi realizate în 4 ani de mandat? Da.
în acest program, după cum v-am spus, noi nu am promis mai mult decât putem face. Niciodată nu am promis mai mult decât pot face și garantez sighetenilor că tot ceea ce există acolo poate să fie și se va realiza. Pentru că cunosc foarte bine problemele, cunosc așteptările sighetenilor și niciodată, după cum v-am spus, nu i-am mințit. Și am preferat să-mi conturez o echipă cu care pot, într-adevăr, să putem să punem în practică oferta noastră electorală. Nu ne-am înconjurat nici de amatori, nici de doritori de funcții. După cum ați observat pe lista noastră de Consiliu Local, sunt oameni cu o situație financiară rezolvată, profesională rezolvată, oameni care vin efectiv să-și aducă expertiza lor în Consiliul Local, în administrația publică locală, care să fie parteneri ai primarului, care cunosc situațiile în așa fel încât efectiv problemele pe care noi le-am semnalat prin echipa pe care o am alături să le rezolvăm și să fie punctual rezolvate. Și din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte frumos, Amândurora, pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Vă doresc mult spor în perioada următoare, pentru că știu că aveți nevoie. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Rămâneți în continuare cu programele TV Sighet.